Vreți să-mi dați un cuvânt care să descrie cine sunt bărbații? Vă ajută exercițiul pe care l-a făcut Ovidiu mai înainte. Un singur cuvânt care să definească bărbații. Bine, am auzit aici. Bun. Hai să vă spun ce înseamnă pentru mine, ce am descoperit eu. Bărbatul este un gol. Dorul după o femeie. În cazul acesta, ce sunt femeile? Un cuvânt. Un singur cuvânt. O formă care umple un gol. O formă. Ei bine, pentru mine, bravo. Ei bine, pentru mine tot un gol. Știți, bărbații sunt mai simpli. Dorul după un bărbat. Și atunci, ce este dorul? Păi, ce să fie dorul? Dorul este locul în care gândurile și cuvintele noastre fac dragoste cu absența, cu amintirea celui absent. Cu persoana iubită care este absentă. Golul. Ce este golul? Imaginați-vă o roată în mijlocul căreia se întâlnesc 13 spițe. Dar golul din centru o face folositoare. Referindu-mă la femei și la bărbați, golul din noi nu este oare sufletul nostru? Mereu, mereu căutăm să-l definim pe celălalt. Și nu ne dăm seama că orice definiție, să știți, închide. Nu eliberează. Și atunci cine sunt bărbații, fără să cădem în această plasă a definiilor în cuvinte? După mine, bărbat, este cel care înțelege că femeia din fața lui este o taină. Și știe că ea nu poate fi definită prin concepte, cuvinte. Ea este un miracol, un univers. Este acel univers în care el va dori să cuprindă pasiunile și dorințele lui cele mai profunde, pe care altfel nu le-a dezvăluit nimănui. Și cine sunt femeile atunci în ochii bărbaților, dacă nu minunea, care ne îmbogățesc viața prin frumusețea, unicitatea și zâmbetul ei? Și da, prin faptul că în sclipirea ochilor ei pot da naștere unei stele. Stelele utopii. Niciodată nu vom ajunge la ele. Imposibil. Dar ce trist ar fi cerul fără ele. La fel și sufletul nostru, al bărbaților, fără voi, femeile. Așadar, realizând acest imposibil și miracol în viața noastră, femeile mai fac ceva. Ne scot din contractualitatea lumii în care trăim. Ne accelerează respirația, bătăile inimii și pulsul, ne lasă fără cuvinte. Și bărbați din sală, fiți sinceri, de dragul lor am merge și până la capătul lumii de multe ori. Așa este, știu eu. Fiți curajoși, măcar, și recunoașteți. Aveți curaj. În momentul în care întâlniți femeia care v-ar completa și ar reflecta cealaltă jumătate de cer nebunesc, care apoi împreună să dea formula unui infinit, v-ați îndrăgostit nebunește, ați iubit total și ați fi topiți. Iar voi, femeilor, recunoașteți că cele care știu să citească sufletul unui bărbat sunt cele mai adevărate. Un bărbat va dori să aibă lângă el o femeie puternică. O femeie care știe ce vrea. O femeie care știe unde se îndreaptă. Pentru că și el, de mult, își va fi croit drumul său. Poate credeți despre mine că sunt un visător care trăiește în pala de creștare, care nu are nicio legătură cu libertatea și a citit lucrurile acestea. 8 ianuarie 2019, primesc un telefon. Adi, stai jos. A murit mama ta în dimineața aceasta lovită de o mașină în Italia. În timp ce cu 3 zile înainte de a se întoarce din concediu, propusesem să vin în Cluj să petrecem o ultimă zi.
Să petrecem o zi, înainte de a se întoarce la muncă, în care să îi arăt toate lucrurile frumoase. Să mă comport cu ea ca și cum aș fi comportat cu iubita mea. Și să ofer acea zi perfectă. Iar la o săptămână, după aceea, stăteam în fața unei mulțimi așa mare, la înmormântare și țineam un discurs. Nimic nu te pregătește pentru așa ceva. În ultimii 3 ani, lăsasem în urmă o relație, o căsătorie, un divorț și toate acestea nu mi-a fac să fiu mai puțin bărbat. Am reușit să iubesc din nou. Din nou am pierdut, am rămas fără job, voiam să încep o viață nouă și am început o viață nouă la 30 de ani. Și acum iubesc din nou. Așa că ceea ce vă îndemn, viața nu e ideală. Și în ciuda tuturor, bărbaților, fiți bărbați, femeilor, fiți femei. Pentru că ce rămâne la urmă, ceea ce va conta la urmă, când vorbim de o mamă, amintirea și ultima îmbrățișare și amintirea unei prăjituri delicioase, cake al core morbido, iar dacă vorbim despre iubita noastră, nebunia unei nopți de dragoste, pe bancheta din spate a mașinii, sau unei nopți culese din magia, sau magia din magia unei nopți petrecute într-o vară sub cerul liber. Cu astea rămâi în momentul în care o strângi la piept sau în al doilea caz când îi strângi poza. Vă mulțumesc!